Runda a doua din campionatul Ligii a patra programează jocul de la Poiana Lacului, acolo unde formația gazdă, una dintre performerele începutului de sezon, primește vizita formației Victoria Buzoiești, o formație robustă și redutabilă. Poiana Lacului s-a impus în jocul din deplasare din prima etapă de la Bascov cu scorul de 11-1, iar Victoria Buzoiești a înregistrat un semi-eșec 2-2 chiar pe propria arenă în fața celor de la Delere Pitești. Cu toate acestea, partida de sâmbătă se anunță una extrem de disputată și de echilibrată. Singura echipă care reprezintă Mușcelul în campionatul Ligii a IV-a, Gloria Brevoiești, are o misiune ușoară la prima vedere în deplasarea de la Costești. Gazdele au fost desfințate în prima etapă la Bradu, acolo unde formația Real a făcut scorul începutului de campionat, administrându-i o corecție severă 13-0. Gloria Brevoiești este cotată cu prima șansă la victorie. Tabloul complet al etapei a doua din campionatul Ligii a IV-a este următorul. CS Suseni, ACS Juventus 1992, Bascov. CS Sporting Pitești, CS Mioveni 2. ACS Costești, ACS Gloria Brevoiești. CS Real Bradu, AS Viitorul Ștefănești 2007. AS Colibaș, AS Voința Budeasa. CS Delere Pitești, ACS Basarab Curtea de Argeș. AS Poiana Lacului, ACS Victoria Buzoiești. AS Băiculești, Stă.